Am bătut recordul la 18 ani la 800 de metri liber și la 17 ani la 400 de metri mixt. Ești specialist în doborârea recordurilor. Cum a început această aventură ta? Și la câți ani? Păi și acum mi-amintesc, la 14 ani la Pitești, în 2019, am bătut primul meu record național la 800 de metri liber. A fost o senzație superbă. De când nu mai fusese doborât acest record? Cred că a fost unul dintre cele mai vechi recorduri la natație la bărbați, la băieți. A fost acest record datat din 1985 sau ceva de genul acolo. Mai știi numărul recordurilor doborâte? Sincer, n-am stat niciodată să le număr, dar cred că am bătut peste 20-25 recorduri. Care este proba ta de suflet? Îmi plac majoritatea probelor, dar pot spune că probele de fond 800-1500 sunt preferatele mele. Cât se pregătește un sportiv să ajungă la aceste performanțe? Foarte mult, mai ales că intervin anumite sacrificii foarte mari din partea copilului, din partea părinților și da, este foarte greu și fără sacrificii n-ai unde să... N-ajungi nicăieri fără sacrificii. Cum ai început acest sport, Vlad, și la ce vârstă? Eu am început să practic în notul la vârsta de 7 ani. Părinții m-au trimis din dorința de a face un sport bun, care te dezvoltă frumos și... La vârsta de 11 ani m-am hotărât să calc pe o treaptă și să mă îndrept către notul de performanță. Cum te simți că vei reprezenta România la campionatul european de junior, care se va ține chiar în România? Am fost foarte fericit când am auzit că campionatul european de junior se va ține la noi în țară, mai exact la Otopeni, pentru că este o premieră și mă simt foarte hotărât, pentru că știu că voi avea niște rezultate foarte bune acolo și mi-aș dori ca iubitorii acestui sport și pasionații să vină să ne susțină, ar fi extraordinar. Cum arată o zi din viața ta? Eu îmi încep ziua foarte de dimineață, cred că mă trezesc în jur de ora 5-5 jumătate ca să ajung la 7 la antrenament. Uneori am și sală înaintea antrenamentului de dimineață. După aceea am o masă, mă pregătesc să mă duc ori la liceu, ori la altă activitate. Mă duc acasă dacă mai apuc să trag un pui de somn. După plec iar la al doilea antrenament, iar după acasă să mănânc și la culcare. Cam asta este ziua mea. Mi-aș dori să am chiar mai multe momente libere, dar n-am cum. Care este visul tău în sportul pe care îl practici de atâția ani? Păi vreau să reprezint țara la Jocurile Olimpice și la cele mai mari campionate ale lumii și să am niște rezultate remarcabile. Ce înseamnă pentru tine atunci când îți cântă imnul? Da, este o senzație superbă să îți auzi imnul cum cântă și răsună în boxe și este, nu știu, un sentiment de iubire față de patrie.